durează pulsul, îți durează toate simțurile, toate simțurile se impun prin putere și depășesc orice imaginație. Cele mai tari mașini, cele mai tari mașini se întrec la promotor, la ProTV Internațional. GP Nebunia Promovării, competiția cu 4 campioane, Liga a doua. Sâmbătă în direct din Ghencea, Puștii Stelei fac saltul spre Europa League. Steaua 2, Cetate Suceava. Și duminică de la 11, Dunărea Giurgiu, Farul, Liga a doua. Fotbal românesc în direct la ProTV Internațional. Jos comunismul! Jos globalismul! Jos Iliescu! Jos Constantinescu! Jos Dreapta! Jos Dreapta! Jos Mădeaua! Jos Rocul! Jos Maricularea! Jos Maricularea! Jos Fițele! Jos Maierele! Jos Pornografia! Jos Cenzura! Jos Mafia! Jos Poliția! Jos Paliza! Jos Neleaul! Jos Prostia! Jos Băieții de Șerți! La aproape 20 de ani am dat jos totul, mai puțin un lucru. Jos Pălăria! Am un nou coleg, Radu, îl remarci din prima și un bărbat elegant, ca să nu spun mai mult. Am fost impresionat de Ioana. Bună de fotbal. Are o vorbă bună pentru orice. Lui Radu îi place să caute adevărul. Nu poți să lipsi vorba. Foarte decis, greu de oprit. Nu mă interesează pe cine deranjez. Adevărul îi mai supără pe unul. Știrile noastre fac diferența. Schimbă ceva. Emoționează. Inspiră. Noi le spunem povestiri adevărate. 17 august ai povestiri adevărate într-o nouă formulă cu Ioana Maria Moldovan și Radu Vulcan. Astăzi, în Îngerașii. Nu! Vorbiți? Uite, ea nici nu răspunde la telefon, probabil e disperată. Cercenia într-un atac similar, 4 polițiști au fost executați de câțiva indivizi înarmați care au pătruns chiar în secția de poliție. Am anunțat despre incidentele sângeroase din Caucazul rusesc imediat după pauză. Revenim în 3 minute. Pulsul îți durează toate simțurile, toate simțurile se impun prin putere și depășesc orice imaginație. Cele mai tari mașini, cele mai tari mașini se întrec la promotor, la ProTV Internațional. GP Nebunia Promovării, competiția cu 4 campioane, Liga a doua. Sâmbătă în direct din Ghencea, Puștii Stelei fac saltul spre Europa League. Steaua 2, Cetate Suceava. Și duminică de la 11, Dunărea Giurgiu, Farul, Liga a doua. Fotbal românesc în direct la ProTV Internațional. Jos comunismul! Jos globalismul! Jos Iliescu! Jos Constantinescu! Jos Stânga! Jos Dreapta! Jos Mădeaua! Jos Rocul! Jos Maricularea! Jos Maricularea! Jos Fițele! Jos Maierele! Jos Pornografia! Jos Cenzura! Jos Mafia! Jos Poliția! Jos Paliza! Jos Neleaul! Jos Prostia!
jos totul, mai puțin un lucru. Jos pălăria. Am un nou coleg, Radu, îl remarci din prima. E și un bărbat elegant, ca să nu spun mai mult. A fost impresionată, Ioana. Bună de fuzlara. Are o vorbă bună pentru oricine. Lui Radu îi place să caute adevărul. Nu poți să-l duci. Vorba foarte decis, greu de oprit. Nu mă interesează pe cine deranjez. Adevărul lui mai supără pe unul. Știrile noastre fac diferența. Schimbă ceva. Emoționează. Inspir. Noi ne spunem. Poveștiri adevărate. 17 august. Ai poveștiri adevărate într-o nouă formulă. Ioana Maria Moldovan și Radu Vulcan. Astăzi în Îngerașii. Nu, nu vorbiți? Uite, ea nici nu răspunde la telefon, probabil e disperată. Iar începem. Vă place? E situație de criză, deci eu vorbim. S-au dus zilele alea în care gențina mă călcam picioare și stăgea cu mine pe jos. Nu știu, mă, toată. Frația la pălumină în capul internet din poziția mea să fie totală, să te luați despre la mașină, să stați pe la fie și mele regulat de călcat. Am văzut ceva cuvânt de lucruri, dar lucruri de-aseară pentru că ne bucă la loc. Vrei ceva de făcut? Vreți că am bucă pe toate? Ce fac? Eu mă cred într-unul la birou. Vrei să gătiți? Îngerașii, de luni până sâmbătă, la ProTV Internațional.